la posturile de menținere a păcii de pe Nistru. Membrii Comisiei Unificate de Control au efectuat astăzi o inspecție de rutină la câteva posturi din cele 15 existente în zona de securitate. În cadrul verificărilor, militarii au oferit o demonstrație de forță, dar au primit și cadouri cu prilejul sărbătorilor de iarnă. După moartea tragică de acum 2 ani a tânărului Vadim Pisar, împușcat de către un pacificator rus, membrii CUC din partea Moscovei promit că militarii lor nu vor mai folosi armele împotriva populației a cărei pace au venit să o asigure. Давайте сначала посмотрим оборудование поставленное. Да, пожалуйста. А потом уже посмотрим в рамках этого. Я предлагаю пройтись по всему. Condițiile sunt favorabile. Suntem asigurați cu echipament de tip scurtă, călduroasă, pantaloni mozaicați impermeabili, încălțăminte călduroasă pentru iarnă. De asemenea, suntem asigurați și cu pâsle. După ce a internat serviciul în termen, m-am decis să vin în coașă, fost să menține păcii. Care este misiunea ta aici? De menține pace și stabilizare în zona de securitate. Condiții bune, hrană bună, comportamentul normal. A fost verificată starea capacității de luptă a posturilor mixte de menținere a păcii, efectivul, pregătirea efectivului în zona de securitate și modul de organizare și echitare serviciul la posturile mixte și activitățile planificate pentru iarnă. Scopul a fost verificarea condițiilor de trai, pregătirea acestor posturi către sezonul de iarnă și, evident, condițiile de efectuare a serviciului la aceste posturi. Comisia a stabilit că toate posturile practic sunt aranjate. Totodată, militarii de la posturile de menținere a păcii au fost felicitați cu ocazia sărbătorilor de iarnă și au primit cadouri. Acum 2 ani, la unul dintre posturile de pacificare de pe Nistru, un militar rus a împușcat mortal un tânăr de 18 ani din satul Pârâta, raionul Dubăsari, în momentul în care acesta se deplasa într-un autoturism pe podul de la Vadului Vode. Băiatul a fost împușcat în spate, deși nu prezenta niciun pericol și nu a atentat în niciun fel la viața și sănătatea militarilor de la postul de pacificare. Soldatul care a tras a fugit în Rusia, iar acolo a fost achitat de orice vine. Acum, membrii Comisiei Unificate de Control din partea Federației Ruse dau asigurări că militarii lor nu vor mai folosi arme împotriva populației. Мы сейчас на комиссии договорились, чтобы проинструктировали старшие военные начальники контингентов миротворцев, чтобы проинструктировали ни в коем случае не применять оружие против населения. Ни в коем случае, что бы ни происходило. Deocamdată însă Moscova nu acceptă renunțarea definitivă la arme în cadrul posturilor de pacificare, pentru care militează Chișinăul. Soldații care își fac serviciul pe Nistru pentru a asigura pacea sunt antrenați și pentru a interveni militar, iar membrii Comisiei Unificate de Control au avut parte de o demonstrație de forță în acest sens. 421 declar 71 leve prijom. Наблюдаю пехоту, атаковать пехоту со стороны третьего ориентира. Как принимаешь меня? Autoritățile de la Chișinău pledează pentru înlocuirea actualei misiuni de pacificare, astfel încât în locul militarilor să vină observatori civili. Deși ideea este susținută de Ucraina, Uniunea Europeană și Statele Unite, care participă în formatul de negocieri pentru soluționarea conflictului transnistrian, ea nu a fost implementată până în prezent din cauza împotrivirii Rusiei.